Hristos a mea. Iar cei mici părinți, iubiți credincioși. Iată, ne găsim în ultima duminică pascală, dar nu ultima în același timp în care Dumnezeu caută să se trezească din nou la realitate. Am ascultat cu toții astăzi minunea vindecării unui om din unui om din naștere. Am să vă citesc la cui toată pericopa este luptă. Bănuiesc că știți, este vorba despre un om care s-a născut om, pe care îl întâlnește Iisus și unge ochii cu tine, îl primite să se spele la scăldătoarea Siloamului, după care este anchetat de către farisei care erau scandalizați de această minune, care la sfârșit este reîntâlnit de către Iisus și prin care, în acest moment, El își descoperă credința în binefăcătorul său. O minune, putem spune, ca toate celelalte minune, nimic spectaculos. Dumnezeu, de fapt, a făcut minunile nu pentru a fi lăudat de oameni. Cine dintre noi merge în spital printre bolnavi ca să fie lăudat? Mântuitorul Iisus Hristos a sfârșit aceste minuni spre a veni în ajutorul celor care aveau nevoie, care vor de El. Și în același timp, pentru a-și arăta marea sa iubire față de oameni. Lumea de astăzi, așa cum vedem, abundă în spectacol. Parcă nimic nu este căutat mai mult ca spectacol. Dacă cineva are ceva de spus, trebuie neapărat să îmbrace cuvântul său în haine strălucitoare. Pentru a show-ului, altfel trece neobservat. Nimeni nu are timp să asculte astăzi un mesaj dacă este lipsit de senzațional. De păcate, mulți creștini prețuiesc credința după cât spectacolul oferă ea. Smerenia, credința simplă, osteneala, meditațiile, rugăciunile, n-au nicio valoare dacă n-au ceva spectacol în el. S-a petrecut undeva o minune. Este că undeva un preot vestit care vă ducește viitorul, care vă spune tot și știe tot despre dumneavoastră, fără a cunoaște. Acolo este credință. Acolo trebuie să alegăm. Evanghelia, vedeți? E plină de minuni. Dar paradoxal, pentru unii, este total lipsită de spectaculos. Vedem cum Mântuitorul vindecă bolnavi, alungă duhurile necurate, hrănește în timp minunat mulțimile, învie din morți, doar cu cuvântul. Lipsesc total cuvântările pompoase, pregătirea perceptivă a celor prezenți, efectele speciale. Și în cazul minunii de astăzi, a vindecării omului, vedem că minunea s-a făcut foarte simplu. Fără nimic spectaculos. Așa sunt lucrurile Domnului nostru. El nu face spectacol de dragul spectacolului. El nu are nevoie să impresioneze. Pur și simplu voiește, și totul se face după voia lui. Diavolul în sine
Yesterday, my soul affected a lot of fatigue. Neapoi nimic de oferit, fiind rău dădător de viață, are nevoie să impresioneze. Mulți oameni, din păcate, caută și astăzi în credință spectaculos. Vrem, cu adevărat, un show? E bine, diavolul îți oferă. Pe deplin. Iar atunci când copiii se lasă, constați că prețul biletului tău este sufletul tău. Sunt mulți vânzători de idei religioase în zilele noastre, care fac show în numele lui Dumnezeu. Ne căutând să înșele pe doritorii de fericire fără osteneală. Prin orgul de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată drumul cel mai simplu către mântuire. Pentru a fi vindecat nu mai trupește, ci și sufletește, orul a trecut prin trei probe. Unul probă a ascultării. A primit să fie un scutină. Și s-a supus poruncii de a merge să se spele în scăldătoarea scăldătoare. Doi, proba ispitei. A fost lăsat singur să se lupte cu farisei, dar nu a acceptat nicio clipă ispitei de a se debarasa de binefăcătorul său ce din potrivă îl mărturisește. Și proba a treia, proba credinței. După întâlnirea cu fariseii, Iisus îl întâlnește pe orbul vindecat și îl întreabă. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu obligă, ci îndeplină libertate, îi cere credință. Cine este Doamne ca să crede în El, îl întreabă omul. Eu cel care vorbește cu tine. Și descoperim că de fapt este mai mare decât orice porunc. Orbul spune, cred Doamne. Și s-a închinat. Prin aceasta El a mărturisit dumnezeiasca sa putere. Cu siguranță, iubiți credincioși, v-a atras atenția modul în care acest om vindecat le răspundea fariseilor. Ne-a atras atenția, curajul și noblețea răspunsurilor. Vorbea cu Dumnezeu, El nu s-a rușinat deloc în fața fariseilor, ci care aveau putere oricum să-l scoată afară din sinagogă. Vorbea cu lui și fără frică. Batea îi demasă. Să recunoaște. Câți dintre noi are curajul orbului de astăzi de a răspunde în fața mai marilor noștri, acelor care au putere, așa cum a făcut-o orbul de astăzi. Cred că prea puțin. Foarte mulți dintre noi ne purtăm oarecum cu lașitate. Ascundem adevărul. Sau vă spunem așa cum vor să-l sau îl spunem așa cum vor să-l audă mai mari noștri. Puțini dintre noi avem un suflet nobil, adică un suflet deschis, care să nu se teamă să mărturisească în fața mai marilor lumii acesteia adevărul. Curat.
Acest om, a fost în stare să se lege de toate pentru Hristos. Mărturisindu-L pe Hristos, Cel ce l-a vindecat. Aceasta înseamnă că a înviat și El. Suplătește. Nu putea să tacă în fața spectatorilor săi. Dacă ar fi vrut să profite, putea foarte simplu să tacă. Să facă pe prostul. Să răspundă, nu știu, nu cunosc. Așa cum au făcut-o părinții lui. De frică de nu a scoși afară din sinagogă. Ce înseamnă să fii dat afară din sinagogă? Înseamnă să fii dat afară din societate. Să fii paria, băgând, vaneși, străini. Și știi cum se comportau evreii cu străini. Și totuși, spre meritul lui, acest om nu a putut să se lepede de Hristos, de binefăcătorul său, ci a mărturisit. A răspuns la minunea Mântuitorului, a răspuns cu sufletul său. Fără răutate, fără să fie răutăcios față de oamenii aceia, a mărturisit adevărul. Adevărul pe care îl credea el și nu pe care îl așteptau anchetatorii săi. Nu știu despre acest om. Ce ziceți voi? A zis omul. Dar știu lucru. Că nu este păcătos. Că pe păcătos Dumnezeu nu-i ascultă. Și cine a mai auzit? Spune omul. De o minune ca aceasta. Ca un om născut. Așa? Să ajungă să-și vadă. Desigur, fariseii s-au înfuriat. Cum? Tu? Tu, un om, vrei să ne înveți de noi care este adevărul? Și l-au dat afară din sinagogă. Acest om a ieșit din această lege scrisă, păcătoasă a lumii, de a ne fofila, de a ne găsi locșoare calde. Fariseii de pe vremea Mântuitorului și care a fost de fapt martor la această minune, cum spuneam, nu s-au bucurat de minunea asta, ci au fost deranjați de faptul că această minune a fost săvârșită și în zile sabatului, sâmbătă, dar mai ales a fost săvârșită pe teritoriul lor, fără să aibă aprobarea, omologarea și fiscalizarea lor. Așa este și asta. Cu societatea creată de urmașii lor. Nu interesează Domnul. Deși tot ce fac, spun ei că fac pentru om, pentru binele omului. Ceea ce interesează cu adevărat e puterea lor asupra oamenilor. Să dețină un control cât mai profund asupra oamenilor. Răul are putere asupra cuiva atâta vreme cât acela se teme. Mântuitorul Iisus Hristos și astăzi deschide ochii a tuturor și a tuturor oamenilor. Această putere a dat-o bisericii sale. Prin Sfintele Taine, prin Sfânta Liturghie și prin slujitorii. Biserica deschide și astăzi ochii atâtor și atâtor oameni. Desigur, dacă aceștia își doresc acest lucru.
biserica nu este altceva decât Siloam, la care ne trimite Mântuitorul să ne spălăm ochii pentru a vedea ce trebuie să vedem cu adevărat. Am văzut în Evanghelia de astăzi cine vede și cine este tot. Omul l-a văzut pe Iisus. Fariseii care vedeau prin felul lor de a se manifesta nu l-au văzut pe Iisus. Erau om. Dar cine vede și cine este om, oare în ziua de astăzi? Cel care acceptă cu sfințenie adevărul de viață, sau cei care, asemenea orbilor din Evanghelie, nu mai contenesc căutând fel de fel de fațete ale diferitelor adevăruri și refuză să vadă și să cunoască adevărul adevărat. Această parte împătrate toți cei care bat și opresc învățătura și valorile noastre creștine, promovând sub diferite forme de cultură o anticultură și cultivând un anticreștinism din ce în ce mai fort. Cine are dreptul de a batjocori și a oferi spectacol în numele unui Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi? Îndrăznește oare cineva, gândiți-vă, într-o țară musulmană, să-și bată cineva joc de credința lor, de Allah? Cred că nimeni, sau cine am văzut, am văzut ceea ce s-a întâmplat. Noi însă, pentru că ne pretindem civilizați, în numele drepturilor omului, lăsăm, din păcate, drepturile lui Dumnezeu și ale noastre a fi călcate în picioare, a fi bat și mult. Așa cum am spus, s-a întâmplat de mult, în urmă câteva zile, când a fost profanat un cimitir de eroi, fără ca cineva să ridice un deget în sus, dintre cei mari, dintre cei tari. Așadar, cine vede și cine este om? Aceasta trebuie să fie ultima întrebare pe care să ne punem și noi astăzi. Și să ne răspundem prețuind minunile și învățătura Mântuitorului Hristos, pentru că spre slava sa și spre mărturia noastră a fost toate lucrarea lui. Dumnezeu să ne ajute tuturor să-L primim așa cum este, să-i prețuim învățătura, să-i prețuim minunile, ca El să trăiască în noi și noi, El, dorim viața.